Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un nou... Mă rog, pe aici nu știu ce e ușa asta, mă rog, pe aici niște băi, cred. Ia să vedem, putem să intrăm? Nu putem. Aici avem o ghiuvetă frumoasă, tot ce trebuie. Bă, s-a lucrat destul de mult la update-ul ăsta și a ieșit destul de fain, zic eu. Aici putem sări direct în parcare dacă chiar ne dorim lucrul ăsta. Un mic bar, să zic așa. Piscinele l-ați văzut. Mai avem o piscină destul de mare. O să vreau să vă arăt imediat și piscina respectivă. Și da. Sper să dați și voi acolo un like, să vă abonați și să-mi spuneți în comentarii ce ați vrea voi să facem pe GTA. Uite, asta e piscina, destul de frumoasă. Ia uitați, băieți, ce avem acolo. Minunăție de mașină. Bine, voi ați văzut și în introducere, să zic așa, cum arată. Dar hai să mergem, băieți. Ia uitați. Ia uitați minunăție de Audi. Deci asta este una dintre mașinile mele preferate din joc. I-am pornit motorul frumos. Uitați-vă și voi cât de superbă este. Am tunat eu mașinuța pe live. Dacă vreți să vedeți cum se tunează, bine, nu poți să pui mari chestii, dar jantele sunt custom, să zic așa, grila, bine, grila e de carbon, nu e nimic foarte wow. Bara, i-am pus acel lip, vedeți, în spate, nu știu dacă i-am schimbat ceva în afară de evacuări, mai avem acest spoiler micuț, acel, tot un fel de spoiler, să zic, acolo la parbrizul din spate, și cam atât, în mare parte n-am modificat-o foarte mult, nu i-am pus nici xenoane, din câte știu, sau i-am pus, nici măcar nu mai știu. E mașină de șef de stat, băi băieți. Nu știu dacă ați observat și voi, dar din noul update, parcă mașina asta din GTA a nebunit, adică NPC-urile astea, adică, nu știu, parcă se mișcă ciudat, am văzut, majoritatea m-au și lovit, adică, da. Se aude foarte fain mașinuța, n-aveți ce zice. Decelerarea e fainer, mamă, ce broader e aici? Deci nu știu, băieți, uitați-vă și voi ce a apărut aici. Să-mi spuneți și voi dacă ați mai văzut chestia asta în GTA. Gen televizorul ăsta. Chiar sunt curios. Lol. Chiar vreau să-mi spuneți în comentarii. Chiar vreau să-mi spuneți în comentarii, mai băieți, dacă ați mai văzut acel televizor. Chiar sunt curios. Eu nu l-am mai văzut până acum și sincer am trecut de foarte multe ori pe aici. Prin zona asta GTA-ului, să zic așa. Tu ce zici, Sorine? Da. Că ce da? Haide. Uitați-vă la stopurile astea ce frumoase sunt. Avem pachetul de drumul grele. Bine, nu știu dacă s-a pus acel pachet pe mașina asta, dar ca idee. Știu că pe pachetul ăla era pus pe Skoda Octavia, dacă nu mă înșel. Și bine, probabil și pe mai multe mașini, dar ca idee, aveai chestiile alea sus, nu știu cum se numesc. Acolo poți să spui și schiuri, dacă nu mă înșel, bagaje, trestii. Chestii, trestii. Depășire, hâț. Să vedem în interior cum este. Bine, chiar dacă ați văzut, ca idee, în mers, să vedem cum e. Depășire. Depășire pe linie continuă, no problem. Mamă, depășire la limită, băieți. Măi, băieți, depășire la limită. Limita limitei. Hâț. Hop. Hop. Nu uitați să ne dați și voi acolo un follow, nu-i așa, Sorine? Follow. Vă dăm back, nu-i așa, Sorine? Dai follow back? Eu dau. Are aia faină, rău. Frână de motor, John. Mamă, ce fain e asta. Pornim follow-urile ca băieții. Ca băieții. Merge mașina asta, n-ai treabă cu ea. Merge, fără probleme. Zici că-i... Aoleo, ce m-a încurcat ATV-ul ăla. Nici n-am zgâriat toată mașina. M-a și clangstonat, știi? Adică de parcă eu ar fi trebuit să mă dau din calea lui. La 100 la ora cât aveam. Nu el. Nu mă putea ocoli, nebunul. România. Bă, nu știu de ce am ales drumul ăsta, dar mă rog. Cred că putem urca bine și pe aici. Sper să nu dăm de gang attack-ul ăla pe aici. Dacă știi ce zic. Sorine, tu ce mai zici?
Am personalizez asta de bătălie. Ia, dăm de gang attack sau nu? O luăm pe aici frumos. Ia oare vine aia după mine? Mamă, vine aia după mine, băieți, fugi. Fugi, Madalin. Nu știu dacă ați văzut numărul de matriculare, e custom. Dacă vreți să fac un video în legătură cu numerele custom, să-mi spuneți că poate o să fac. Nu sunt sigur, dar dacă voi o să vreți, o să fac. Face, nu-i problemă. Hai, că nici nu m-am răsturnat cu audio. Bă, dar partea bună e că am picat pe roți. Deci tot ce contează, știi? Și care e prostă? Că... nu știu. Stingem farurile. Ia uite, Mafia Car, băieți. Și îmi place foarte mult grafitul ăsta, gen culoarea asta de am pus-o pe ea, adică dă foarte bine pe ea, zic eu. Nu știu, nu știu părerea voastră, dar mie chiar îmi place. Hop, hop, hop. Chiar sunt curios ce părere aveți voi despre mașina asta, chiar sunt curios, să-mi lăsați în comentarii. Nu știu, da, e... 5 e maximul, cred, sau cât să punem maximul? 10? 10? No, 5 stele, că... Eu zic că de ajuns 5 stele, știi? Pentru o mașină. Adică de la 0, să zic, de la o stea, că nu 0, nu cred că e de la 0 stele. Deci de la o stea până la 5 stele, să-mi lăsați în comentarii câte stele credeți voi că ar primi mașina asta. Atât mașină, dacă vă place... Nu știu, designul, culoarea, cum merge, cum nu merge. Să-mi spuneți și ce vă place și ce nu vă place, nu? N-ar fi interesant, Sorine? E foarte interesant, chiar. Știu, mie, spre exemplu, îmi place și cum se aude, și culoarea, și cam tot. Bine, nu prea-mi place, sincer, că e în două uși. Mie nu prea-mi plac mașinile în două uși, nu știu de ce. Dar ca idee, să-mi spuneți și voi în comentarii ce vă place și ce nu vă place la mașina asta. Merge și pe două roți, și asta îmi place. Mă, uite cum s-a zgâriat acolo, cum s-a lovit, zici că e rugină acolo în față, băieți, vedeți? Zici că e rugină, măi frate. Măi frate, măi. Măi frate, care ești tu, fratele meu? Da, urca asta n-are treabă. Urcă de parcă zici că e liberă. Zici? Ia uite-mă, merge și pe două roți. Bă, cred că și ăsta e un dezavantaj, că, na, se cam duce pe o parte, dacă știți cum zic. Uite-mă acolo. Aport. Opa. L-am umorât pe Hitler. Aoleo. E clar, am descoperit adevărul. Sorine. Vreau să mergem într-un loc, nu vă spun încă unde. Vreau să fac așa, să... elucidez un mister, să zic așa. Vă spun doar că e în mare, să zic așa. Cum? Descoperim o zineuri? Nu. Nu chiar, adică nu știu, o să vedem. Vrem la o zineuri. Haideți mă băieți, am ajuns și în vârf. This is it. Mamă, ia uitați-o băieți. Nebunia de mașină. Ia uitați cum se vede marea. Sărim în mare cu ea? Nu sărim, băieți. Hai să coborăm. Dar ce se urcăm pe partea asta? Ce se întâmplă? E, pe partea cealaltă. Haideți, băieți. Te-ți pregătiți? Hai, 3, 2, 1 și... Ups! Am greșit butonul, băieți. Ia uite-o. Ia uite-o cum vine. Hai, pilot automat. Hei! Hei, car! Hei, Jesse! Hei! Gata, mă, băieți. Haideți că am coborât și-o de pe Ciliad. Am vrut de cam... 10 ori să zic așa, o să nu mai puteam efectiv, nu mai puteam să iau mașinuța de acolo. Să zicem că a trecut oarecum testul, pentru că i-a rămas pornită spre surprinderea mea, doar că nu puteam să ajung la ea, era imposibil. Așa că am chemat-o aici jos. Și da, nu știu ce să mai zic, o să mai mergem puțin să ne plimbăm cu ea. Să vă bucurați și voi de sunetul ăsta de al evacuărilor astea superbe de titan, cred că sunt, nu prea știu. Deci e superbă mașinuța, nu știu părerea voastră, mie îmi place extrem de mult. Cred că o să rămână o mașină pe care o să o conduc foarte des în GTA. Ați văzut că se descurcă destul de bine și pe off-road. Singura problemă e că se răstoarnă destul de ușor, să zic așa, în virajele. Ce sunt eu curios? Am văzut un clip pe YouTube că dacă tragi cu pistolul în chestia asta, o să iasă bere sau ceva din chestia. Mamă, chiar e real. Hai să bem bere, băieți?
Gâl, gâl, gâl. Da, mă. A, e și bere. Dar oare dacă dau cu ceva mai mare, ce se întâmplă? Sau cu un AK, ia. E zețuică. Mamă, a făcut vin aici. S-a făcut vin. Vin alb. Dumnezeu, tu ești, mă? E un din ăsta, un fel de... Cum să zic eu? Un fel de... De la... Cum se numesc? Elf, de, elf de aia din... În ce țară erau elfii, dacă știi ce zic? Irlanda. Olanda? Da, mă, parcă Olanda, nu mai știu sigur nici eu. Elf? Da, elf, știi ce zic. Lord. Nu elf din aia, dar nu se numeau elfi. Măro, cum se numeau. Goblin. Din aia, nu, goblin, de aia cu bănuți de aur și chestii, cum se numesc. Da, mă, Irlanda. Irlanda sau Olanda? Spiriduș. Spiriduș, da. Unde? Irlanda, mă, asta e legenda, din Irlanda. Așa, mă, Irlanda, da, mă, și aveau melodia ti-diri-diri-diri-diri-diri, știi? Mă rog, băieți, cam asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi acolo un like, un share și un subscribe. Dați-mi follow pe Instagram, ne vedem data viitoare, vă pup, pa, pa! Pa!